Este în desfășurare în aceste zile o amplă campanie de vaccinare împotriva COVID, însă, în ciuda demersurilor făcute de autorități, românii par în continuare a fi reticenți în ceea ce privește acest, când vine vorba de vaccinare. Care credeți că este explicația, domnule Zamfiră, pentru faptul că românii în continuare sunt reticenți? Când ați spus amplă campanie de vaccinare, vă referiți la mediatic amplă campanie, pentru că în realitate... Suntem deja aproape de etapa a doua. Suntem aproape de etapa a doua și în prima etapă n-a fost deloc atât succesul scontat, pentru că, iată, în prima etapă urmau să se vaccineze în principal personalul medical. Cei din linia întâi, Cei din linia întâi, cum i-au denumit toți. Însă aici observăm că sunt reticențe în rândul acestora. Și ca să continui răspunsul la întrebarea pe care ați pus-o, ăsta este și unul din motivele pentru care partea populației este reticentă la vaccinare. Pe de o parte, faptul că sunt, iată, foarte multe, mă rog, cam jumătate din cadrele medicale care nu doresc să se vaccineze. Și aici, vedeți, eu n-aș vrea să fiu, să pledez nici de o parte, nici de cealaltă. Mi se pare că acest conflict, că până la urmă s-a născut un conflict între cei care vor să se vaccineze și cei care nu vor să se vaccineze. Asta este cel mai rău lucru cu putință. Pentru că, până la urmă, nu poți interveni cu forța să obligi un om să se vaccineze dacă nu dorește să se vaccineze. Un om care nu dorește să se vaccineze are mai multe motive. Fie nu crede că e bine să se vaccineze, și aici nu discutăm neapărat despre categoria acelor a negaționiștilor care, mă rog, și au informația din anumite surse, cred că există o conspirație mondială și așa mai departe, dar există foarte mulți oameni care, din considerente medicale, sau din informațiile pe care le primesc de la medicii de familie, medicii curanți, doresc informații suplimentare. Așteaptă noi informații, așteaptă să vadă și cum decurge prima etapă de vaccinare ca să poată lua decizia. Asta e o decizie care privește până la urmă viața ta și sănătatea ta. Nu-l poți obliga pe om să vaccineze. Eu de principiu, să știți, sunt pentru vaccinare. Eu sunt pentru vaccinare. Dar asta nu înseamnă că n-aș vrea și nu vreau să am informații suplimentare în legătură cu acest vaccin. De fapt, iată că discutăm despre mai multe vaccinuri. Da? Pe de o parte, vaccinul Pfizer și Moderna, care sunt pe același principiu, acest ARN messenger, nu mă pricep, dar m-am documentat și eu, și mai este un vaccin, nu, care este... presupune altceva, acela care urmează, înțeleg, să fie aprobat de Comisia Europeană, de Agenția Europeană a Medicamentului, pe 29 ianuarie, acela produs de AstraZeneca, care are o cu tot altă configurație. Care dintre cele două tipuri de vaccinuri sunt potrivite pentru noi? Iată, sunt o serie de întrebări pe care nu neapărat ni le punem numai noi, cei care nu avem de a face cu așa ceva, și le pune corpul medical. Ori dacă de acolo nu vine informația solidă, dacă de la autorități, care iată, bâșbâie, da, deci doamna Angheluș, oricât am vrea noi să sau își doresc cei care au declanșat această campanie să transfere încrederea oamenilor doar cu un clip publicitar în care apar, nu știu, câțiva doctori care ne spun că ei se vaccinează, este insuficient. Deci este greșită campania. E greșit. Campania este greșită. Dom'le, campania de vaccinare trebuie făcută categoric, da. Încă o dată, e bine de conștientizat lumea că e bine să facă un vaccin, dar asta se face dând informații oamenilor, nu apărând domnul Gheorghiță și cu nu știu mai cine, doctor, că se vaccinează, și asta nu e suficient. Dar a fost greșită și strategia președintelui Klaus Iohannis, aceea de a nu se vaccina primul. Și eu cred că da. Credeți că a fost greșit? Cred că da, pentru că... Șeful statului ar fi trebuit să fie primul? Da. Apoi ar fi apărut, de ce nu,
cealaltă ipoteză că... Că s-a băgat în față. Nu există așa ceva. Păi s-a băgat în față și Benjamin Netanyahu în Israel sau Joe Biden s-a băgat în față? Nu. Deci aici, ar fi fost mai bine sigur totuși, că așa cred eu, puterea exemplului. Pentru că oamenii vor exemple, să vadă. Tocmai că există neîncredere în momentul ăsta, în rândul oamenilor, cine îți dă încrederea? Șeful statului? Uite, sunt curios dacă primul ministru, l-ați auzit că se vaccinează? Se vaccinează. Nu, se vaccinează în direct domnul Câțu. Aș vrea să vedem dacă se vaccinează. Dânsul a zis ieri că se vaccinează sâmbătă. Să se vaccineze sâmbătă la ora de maximă audiență, într-adevăr, să-l vadă lumea. Ministrul Sănătății trebuie și să vaccineze, pentru că așa cred că până la urmă reușesc autoritățile să dea încredere oamenilor. Vaccinându-se în prima zi, domnul Gheorghiță, cred că semnalul a fost prost, mai ales că aveam exemple din țările civilizate. Na? În Statele Unite, spuneam, în Israel s-au vaccinat primii oameni din stat. Și iată că acolo campania se derulează cu succes. Dumneavoastră vă veți vaccina? Eu am, da, sunt în principiu, sunt pentru vaccinare. Nu sunt încă decis, să vă spun sincer, care vaccin este cel mai potrivit. Sunt în discuții cu medicii mei curanți să văd ce este cel mai potrivit pentru mine. De principiu spun, sunt pentru vaccinare.